Deci, atât suntem din nou în emisie, trebuie să arătăm în România regală, au fost nenumărate lucruri bune. Deci, era un maxim de trai. Putem spune chiar ceva excepțional. Tot cursul Bistriței urma să fie amenajat nu prin baraje, deci am avut barajul de la Bicaz, este o operă antinațională, la fel și barajul ăsta de la Porțile de Fier, deci și Porțile de Fier 1 și Porțile de Fier 2. Se urmărea lăsarea cursului de apă liber, deci fără baraje. Deci barajele sunt de sorginte comunistă și aveau ca scop împiedicarea navigației pe respectivul curs de apă. În cazul Dunării era chiar blocarea fluvială a țării și distrugerea practică a flotei fluviale. Ați văzut cine a mers pe cursul Dunării, câte vase din astea zac abandonate. Și comuniștii spuneau, nu, asta e direcția cu baraje. Direcția e cu totul alta, deci este cu mini-hidrocentrale, se spunea și sistem de susținere. Deci costa practic cam un apartament să faci o mini-hidrocentrală de 1 megawatt. Ele mergeau din 50 în 50 de metri câte două, deci pe Dunării se puteau face chiar și mai mari. Deci asta era ideea. Asta era ideea să păstrezi cursul navigabil. Și bineînțeles aici profesori criminali, ingineri criminali, mai ales în Moldova știu foarte bine situația, deci de la facultatea de mecanică, dezlănțuie isteria asta, montați și de ruși, deci de spionaj rus, și totodată atâță populația de etnie rusă din Moldova asupra mai multor familii, deci am arătat, numai eu am fost amenințat, cred că de vreo 10 ori, că o să fim uciși prin 2041 când ne-am dat cu comuniștii, deci fals complet, ce urmăreau acești profesori universitari și cu persoanele de etnie rusă din România, care sunt cam peste un milion, un milion jumate, la început, prin 48, 50, 60, până în 70, deci urmăreau ocuparea țării de către ruși și facerea unui regim din ăsta social-politic efectiv ca în Basarabia, ca în Moldova, deci mari deportări, distrugeri de familii. Când au văzut că multă lume se dă cu comuniști, așa formal să spunem, au dezlănțuit nenumărate amenințări împotriva lor. Deci numai eu personal am fost amenințat cred că de vreo 20 de ori de persoane de etnie rusă. Deci asta avem de a face aici, deci criminali, teroriști, teroriști ruso-comuniști, extrem de bine infiltrați în populație, deci au distrus complet țara prin crearea acestor baraje și distrugerea acestor mici hidrocentrale care erau și foarte multe particulare, deci majoritatea erau particulare.